Alături de noi se află reprezentanta Best Brașov, este vorba despre Teodora Voicu Vulcănean, alături de care vom discuta despre un cel mai recent proiect derulat de către Best Brașov, este vorba despre EBEC. Bine ai venit, Teodora! Bine v-am găsit! Spune-ne puțin despre acest eveniment pe care urmează să-l organizați voi chiar în luna martie, imediat. Da, la începutul lunii martie avem etapa locală a EBEC, European Best Engineering Competition, și cum îi spune și numele, este o competiție inginerească la nivel european. Se desfășoară anual sub umbrela BEST și etapa locală, cea pe care o organizăm noi, are loc acum în martie. Este o competiție care provoacă studenții la niște probe interdisciplinare pe partea de inginerie mai mult. Sunt două probe diferite, una pe parte teoretică, una pe parte practică. Și cum se va desfășura totul acum, în condițiile acestea de pandemie? Partea teoretică se va desfășura aproape la fel ca în viața reală, ca în offline, pentru că acolo un rol important joacă puterea de argumentare și soluțiile pe care studenții le găsesc la situațiile și problemele pe care noi le aducem în competiție. Iar pe parte de team design, pe bucățica practică, se vor muta toate machetele sau proiectele pe care le făceam, se vor muta în programe de proiectare și se va lucra la acest nivel la fel ca în mod normal. Am înțeles. Doar că întreaga activitate, practic, în zona fizică și de interacțiune se mută totuși în zona online-ului pentru a facilita și a respecta toate măsurile care sunt acum în vigoare, corect? Exact. Dar eu cred că toate lucrurile acestea nu se împiedice pe studenți să facă echipă, să-și unească puterile și să creeze niște proiecte, așa cum am văzut și în anii trecuți, surprinzătoare. Ai câteva idei așa despre, nu știu... Ce pregătesc studenții? Da, sau cum au primit ei această provocare, că până la urmă, pentru foarte mulți dintre noi, ar putea să fie o provocare foarte interesantă. Cred că deja ne-am cam obișnuit cu statul și mutatul, toată viața noastră se învârte acum în jurul unui computer sau în jurul unui laptop. Studenții au primit destul de bine această competiție, cel puțin încă n-am avut competiții de nivel de proiectare. La noi, la facultățile tehnice, se studiază și această parte și sunt foarte mulți studenți talentați care își doresc să existe și astfel de competiții și de asta noi îmbrățișăm foarte deschis și avem, totul se desfășoară online. Există, o să facem și tutoriale, o să le explicăm, există și anumite training-uri înainte și bănuiesc că o să se descurce la fel de bine ca în offline. Ceea ce îmi place mie foarte mult din ceea ce ne spui tu este că pur și simplu evenimentul acesta a ieșit cumva dintr-o nevoie reală a studenților de a avea un eveniment de genul acesta, iar voi chiar în condițiile acestea faceți tot ce ține de voi să-i ajutați să facă proiecte foarte frumoase. Da, și noi de obicei este un eveniment care dezvoltă studenți, dar și care susține, este un suport în carieră. La acest eveniment vin companii destul de mari din Brașov. Chiar și aceste companii au întâmpinat cu brațele deschise faza online a acestui eveniment și suntem susținuți de ei și anul acesta, deși probabil o să ne lipsească zâmbetele și interacțiunile umane, au fost alături de noi și sunt în continuare inclusiv partenerii anuale. Super! Deci, și efectiv, voi pur și simplu facilitați cumva prezența studenților în companii, cumva reușiți să-i duceți în zona aceasta. Da. Și care sunt, cum o să arate practic această zi dedicată competiției? Nu știu, studenții trebuie să creioneze un proiect pe care să-l prezinte companiilor, va fi evaluat acel proiect, cum se va întâmpla totul? Pentru că EBEC este o competiție piramidală, o să încep prin faptul că câștigătorii rundei noastre vor merge la următoarele runde regionale și naționale și ulterior câștigătorii de acolo se vor duela pentru cel mai bun inginer la EBEC Final. Toate aceste etape vor avea loc online, dar mai presus de toate aș vrea să subliniez că
Competiția locală este, bineînțeles, se va face pe o platformă online și exact ca de obicei există 4 ore de lucru la fiecare probă. Practic, competiția locală se întinde pe 3 zile. Avem semifinale, avem finale și la sfârșit există prezentarea fiecărui proiect în parte sau fiecăror soluții la care ei s-au gândit. Sună foarte ingineresc. Bine sună. Totul foarte, foarte bine pus la punct, așa cum trebuie să fie activitatea unui astfel de specialist. Acum aș vrea un pic să te întreb, ești studentă la facultatea de... Bineînțeles, inginerie medicală. Nu se putea altceva decât inginerie. În ce an? Anul 4. În anul 4. Și cum a venit implicarea asta a ta în organizație, în BEST și iată acum coordonator al acestei competiții inginerești? Exact. Păi bineînțeles, cum nimic nu este întâmplător în viață, am ajuns la facultate și am dat de studenți care promovau acest eveniment și m-am înscris ca și participant la IBEC. Iată-ți, ia spune-ne un pic cum a fost prima experiență. Și în primă instanță a fost așa ca o joacă. Ni s-a spus că trebuie să avem o echipă, un nume de echipă. Noi am dat un nume de echipă așa mai studențesc, mai rebel, mai, nu știu, mai în glumă. Noi ne-am simțit foarte bine din cauza organizatorilor și asta cred că m-a făcut și să aplic ulterior în BEST. Și ne-am trezit cumva că am ajuns în următoarea etapă. Și când am văzut că următoarea etapă este foarte bine organizată, la fel ca cea locală și fiind offline, ne-am dus în respectivul oraș, a fost o experiență foarte interesantă. Grupul local BEST care ne-a primit au fost foarte primitori și în momentul când am văzut conexiunea dintre toate grupurile locale BEST, am spus că trebuie să fac și eu parte din așa ceva în viața de studenție și să fiu acolo. Iar la următoarele recrutări am aplicat, am intrat și până la urmă am ajuns și coordonator al acestui eveniment. Cred că asta mi-am dorit de la început, dar există anumite etape prin care trebuie să treci ca să facem asta. Și care sunt, acum ești, ai trecut dincolo de baricadă, ai fost mai întâi participant, acum iată ești... Organizator. Organizatorul, da. Cel care gestionează toată situația. Care dintre ipostaze ți se pare mai interesantă? Din punctul meu de vedere, mai interesant este să fii organizator, dar este mai distractiv să fii participant. Ca și participant... Responsabilitățile astea. Exact. Ca și participant, nu prea controlezi nimic, toate lucrurile vin pe parcurs... Probele, echipele și toate lucrurile acestea sunt așa o surpriză. Nu știi cine, nu știi lângă cine vei sta, nu știi cu cine vei concura, nu prea știi de la început cine este în juriu, dacă sunt profesori de la universitate, poate sunt profesorii tăi. A fost așa o emoție. Iar acum trebuie doar să... Adică știm totul de dinainte, știm cum se desfășoară probele, profesorii, companiile, este totul bine pus la punct. Singurul lucru pe care nu-l știm sunt variabilele umane, participanții, care trebuie să se ridice la așteptări ca să poată să treacă în competiție mai departe și să fie bine, să iasă până la final. Să nu aveți surprize. Dar cred că asta e și partea cea mai incitantă și mai interesantă, că nu știi la ce să te aștepți și atunci când ai totul sub control, parcă cumva lucrurile vin și mai natural și mai pline de pasiune până la urmă. Ia spune-ne puțin despre BEST. Ce alte planuri mai are pentru 2021, acum îmbinând cumva online-ul cu prezența offline? Noi am trecut, a fost un an de tranziție, am trecut ușor spre online, deși nu a fost așa firesc, dar ne-am obișnuit și, bineînțeles, ne-am trecut lucrurile interne în online, ne-am trecut ședințele, ne-am trecut evenimentele interne doar pentru membrii BEST și acum noi trecem aproape toate evenimentele în mai puțin cursurile de vară sau, mă rog, cursurile de sezon mai degrabă, la care, în funcție de țară, putem pleca, nu putem pleca, ei pot să vină sau nu, dar marea majoritate a competițiilor, a workshop-urilor sau a training-urilor le facem în online. Le-am trecut cu brio până acum,
și continuăm tot așa, pentru că da, toată lumea își dorește să ajungem la normalitate, dar pentru un moment asta e cel mai bine, să facem online. Super! Îți mulțumim foarte mult, Teodora, pentru informații. Vă ținem pumnii strânși pentru competiție să iasă exact așa cum ai planificat-o acolo alături de echipă. Să aveți studenți ingineri de nota 10 care să obțină cel mai bun punctaj. Și noi, desigur, rămânem cu ușa deschisă să vă așteptăm ori de câte ori aveți lucruri faine de anunțat studenților, pentru că, iată, Student Show este o ocazie bună de a împărtăși lucrurile frumoase. Mulțumesc și eu! Mulțumim frumos! Mulțumesc!